suntem în beciurile casei Băniei. Predau legătura pentru că avem un muzeograf perfect pentru să ne povestească exact tot istoricul. Bună ziua, mă numesc Roxana Deca și sunt muzeograf la secția de etnografie a Muzeului Olteniei. Ne aflăm la Casa Băniei, cea mai veche construcție civilă din Craiova, ridicată de boierii craiovești în secolul 15, boierii craiovești fiind și cei care au dat numele orașului. Se pare că odată cu ridicarea acestei case bănești, s-au întâmplat și alte construcții adiacente care de-a lungul timpului, aici fiind o zonă și cu rol de apărare, au fost arse din temelii și nu s-au mai reconstruit. Catedrala Sfântul Dumitru este una dintre construcțiile care datează din aceeași perioadă, fiind reconstruită și restaurată în secolul XVIII. La Casa Băniei, pivnița este cea care își păstrează forma inițială. Ea se află în această formă de la 1699, când a fost reconstruită în stil brâncovenesc, de către chiar Constantin Brâncoveanu. Partea de sus a ars, așa cum spuneam, de-a lungul timpului, fiind sediul al armatei otomane. Aici a stat armata austriacă o perioadă, aici a locuit și Mihai Viteazul, pe vremea când era locțiitor de ban al Craiovei. Ulterior, Mitropolia Olteniei a fost cea care a deținut clădirea, fiind seminar teologic în această incintă sau și școală normală de învățătoare. Secția de etnografie ființează în această locație din 1966 și de-a lungul timpului am expus publicului un patrimoniu care la ora actuală depășește 30-40 de mii de piese. Vorbim despre ocupații tradiționale ale locuitorilor din zonă, obiecte care ne duc cu gândul către agricultură, creșterea animalelor, piese de viticultură, pescuit, albinărit și așa mai departe, dar și meșteșuguri și alte îndeletniciri tradiționale. Din 2010 în această clădire s-a reformulat expunerea permanentă și metaforizând ceea ce urmează să vizităm, în pivniță este povestea facerii pâinii. Pentru că la naștere, la nuntă și la înmormântare, în cele trei momente esențiale ale vieții, pâinea și apa sunt prezente în tradiția poporului nostru. Ca atare, mergem de la prima secvență afacerii pâinii și anume de la aratul pământului cu plugul. Avem un plug care se cheamă de tip porc cu capa. Este un plug care s-a folosit de-a lungul timpului și încă se folosește în unele sate mai conservatoare din zonele de deal și de munte. Era folosit mai lesne decât cel de lemn, cel de acolo, care este de secolul XVIII din Gorj. Pentru acelea era nevoie de două perechi de vite ca să-l pună în mișcare. Genul acesta de plug era folosit pentru un teren care nu fusese deselenit de multă vreme. Și, deci, practic, spărgea totul. Da. Cel de aici era mult mai ușor de folosit, mai ales în zonele aflate în pantă, da, abrupte. Sunt unelte pe care le regăsim în gospodăria tradițională, s-au folosit până în perioada interbelică, chiar și după. Acestea sunt grape din mărăcini sau rarițe din mărăcini, avem furci, greble din lemn și grape metalice. Toate originale, adică sunt obiecte de toate muzeu. Obiectele pe care le vedeți. Plugul de acolo este de sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX. Toate obiectele pe care le vedeți sunt provin dintr-un patrimoniu care a fost pus la oaltă de familiile nobile ale orașului. Majoritatea pieselor sunt rezultate din cercetări făcute de C.S. Nicolaescu Plopșor, reputat cercetător și iubitor de cultură tradițională. Există și Institutul Nicolescu de Științe Plopșor. Sociale, da, C.S. Nicolaescu Plopșor. Avem piese care datează de la familia Aman, provin de la familia Aman.
Sunt, veți vedea, colecții impresionante și unice la nivel național. Semănatul este o altă secvență din circuitul obținerii pâinii. La construcțiile țărănești, casele țărănești, mai ales cele din Gorj, avem aici stâlp de prispă din Gorj și stâlp de gospodărie sau stâlp de poartă. Stâlpii de poartă ne duc cu gândul la cei soldați care străjuiesc la intrarea în gospodărie. După cum se poate observa, partea de sus, capitelul este în formă de cap omenesc, ne duce cu gândul la... Deci o figură practic antropomorfă, figură umană. Pe de altă parte, stâlpii de prispă sunt scrijeliți, ciopliți, sculptați. Toată arhitectura țărănească din Oltenia este sculptată. S-a mers pe crestături, pe lucrul cu dalta și ciocanul, cu cuțitul, mai puțin pe pictat. Nu există nici în lăzile de zestre decorarea prin pictură, așa cum găsim la lăzile de zestre, să zicem, de la Brașov sau celelalte elemente de arhitectură din zona Transilvaniei. Dacă lor le plăcea lemnul. Și uite, vedeți că seamănă cu coloana infinitului, pentru că Brâncuș provine normal din Gorj și pentru că practic modelul acesta este al funiei sau altor sadei. Și chiar șarpele ăștia sunt simboluri precreștine care au rosturi apotropaice, rost de apărare și totodată simbolizează legătura spațiului terestru cu spațiul celest. Și atunci, coloana infinitului este cea care unește cele două lumi, lumea terestră cu lumea de dincolo, să spunem, și cu lumea de sus, da, a sfinților. Și stâlpii de prispă erau cei care susțineau bolta casei. Și atunci este tot o, practic este un simbol, stâlpul de prispă. De aici și decorurile pe care le folosesc când ei decorează stâlpii de prispă cu acest simbol al frânghiei și acela din spate, la fel, frânghie sau torsadă. Au bază, baza care de regulă este, are secțiune dreaptă, dreptunghiulară, fusul care se decorează cu diferite, asta e scara mâței, zice decorului, dar este practic ca o funie. Da, exact. Și funia sau torsada... Cred că o săptămână stăteau să sculptezi o asemenea... Da, da, e foarte greu de făcut. Da. Dar erau specializați în așa ceva și erau meserii. Erau îndeletniciri care se practicau sistematic. În încăperea aceasta este acolo o boltă, cea de aici, care ne arată exact stilul arhitectural brâncovenesc. Vedeți dispunerea în cercuri concentrice până la ultima cărămidă. Este specifică acestui stil arhitectural. Și referindu-ne din nou la discursul etnografic, acolo în colț este... secerișul sau cositul grâului și e ilustrată un ritual care se practică la nivel național. Se numește barba caprei, se numește barba popii, are diferite denumiri de la o zonă la alta, însă are legătură cu lăsatul rodului pe câmp, în copac. Atunci când se culegea via, se lăseau o mână de struguri pentru a exista continuitate. Este ideea de continuitate și de belșug pentru anii care urmează, pentru următoarea perioadă de rodit. Acestea sunt tiocuri, sunt din lemn, tot așa, sculptate, scrijelite, se purtau la brâu. Și înăuntru se purta gresia, se ținea gresia pentru coasă, pentru ascuțitul coasei sau al secerilor. Și în spate se vede. Asta este botă în care păstrau apa sau lichidul, era pentru păstratul lichidelor, furci. Diferite măsuri pentru cereale, asta este o pivă sau piuă pentru, tot așa, pentru cereale. Și în fiecare gospodărie exista genul acesta de râșniță manuală, care funcționa pe principiul rotirii de această manivelă a unui scripete, acestei roți care are niște dinți, intră într-un scripete, se învârte scripetele și înăuntru se învârt în sens invers două pietre foarte grele. Și așa obțineau, da,
și Malaiul pentru Mamaligă. Ei au fost mai mult mâncători, dacă ne referim la aliment ca hrană, de mamaligă decât de pâine. Da. Pâinea, practic, este cea care capătă valențe rituale și care se mânca mai rar, cu prilejul... Zile de sărbătoare. Da, duminica mai rar. Deci ei, când mergeau la câmp, făceau acele turte din făină amestecată cu malai. Da. Astea sunt cântare și este o replică după o moară de apă din nordul Olteniei, din Gorj. Se poate vizita și interior. Practic... Încă mai sunt pe acolo, prin Gorj, în special în zona... Bine, hai neapărat Mehedinți, dar zona... De graniță tranzit cu între Banat. Acolo sunt foarte, foarte multe și încă există. Da, din păcate multe sunt abandonate. Dar la un moment dat o să se facă și trasee ale acestor mori pentru că sunt unicate. S-a încercat a se face un studiu vis-a-vis, nu de moară, de fântânile cu cumpănă și fântânile. Pentru că și fântâna a avut și moara, dar și fântâna a avut avea rosturi și era construită cu în locuri specifice și cu rosturi specifice. Și s-a încercat să se reconstituie și să aici în Oltenia, în Olt. Există foarte multe. Dar sunt mult mai conservatori cei din zonele de deal și de munte, pentru că aici a și fost lumea în mișcare permanent și altă istorie și... Dar, într-adevăr, nimic nu era la întâmplare, nimic nu se făcea fără rost și toate aveau funcție precisă. Hărțile vechi, și pe hărțile vechi, apare peste tot, fântâna lui Gheorghe, fântâna lui Ion, fântâna de fiecare care își făcea. Erau fântâni făcute de pomană, pentru că erau numite în nume, pentru cineva ca pomenire. Erau fântâni care se făceau la ieșirea, la granița satelor, pentru a putea cei care trec să bea apă de la fântână. Erau fântâni care se construiau pe câmp pentru a adăpa vitele cu care se muncea, deci fiecare avea un rost anume. Bine, sunt zone în Oltenia unde lângă fântâni își pun și cruci tot așa pentru pomenire. Da, sunt exact. Chiar, bine, sau inclusiv la poduri, că există la zona Goieștilor, de exemplu, sunt poduri de lemn, bârne, unde sunt exact la intrări, sunt peste tot puse troițe, astfel de troițe. Fiecare spunea pentru un mort sau... Da, încă există și e ceea ce e bine și se pot vizita. Uite aici. Acela e cuptor. Aici este un interior de gospodărie țărănească cu diferite unelte și instrumente folosite și pe care le regăsim în gospodăriile țărănești de altă dată. Pâinea se făcea în țest, țesturile erau făcute tot așa în anumite zile și lucrate de... Tradițional se făceau de către femei. Și era o zi în care se lucrau, se numea ciurica, era o zi dedicată exclusiv femeilor și se considera că în această zi ele aveau dreptul de a-și manifesta plenar toate trăirile interioare, inclusiv cele de violență împotriva propriilor soți. Era ziua în care aveau voie să-și bată bărbații. Durează cam vreo 40 de zile. Durează cam vreo 40 de zile până se usucă. În momentul de față nu prea se mai fac. Se fac acum... din roci, am înțeles, din cauciuc, mi-a spus cineva. Nu, se păstrează. De exemplu, în zona Cernăteștiului, la Culă, de exemplu, acolo, am făcut o emisiune acum vreo 3 luni. Existau familii care chiar asta făcea, numai asta face. Da. Ceea ce e bine că se păstrează, mai ales că o să fie muzeul dumneavoastră acolo. Da. Ceea ce e bine. Da. Da. În Teleorman iar au o tradiție de producerea țesturilor. Se făcea un amestec de lut cu paie și, mă rog, era un amestec specific, se juca pământul respectiv cu picioarele, se făcea și o incantație specifică și... De aceea, pâinea care se cocea și care se coace în țăstă are un gust aparte față de pâinea... Și mai e asma care, pentru mine e... E denumită pizza olteanului, acea asma. Da. Este o pâine perfectă din punctul meu de vedere. Se dă cu suc de roșii și capătă, pizza olteanului. Deci, nu mai trebuie altceva. Dacă mai ai și o brânză exact luată de lângă, de la un oier, asta e tot. Deci nu mai ai nevoie de altceva în viață, cel puțin. Da. Bun. Mergând mai departe, noi nu ne-am îndreptat atenția spre obiectele de aici și astea sunt regăsite atât în interiorul gospodăriei, cât și în ocupațiile
cotidiene ale satului tradițional. Spre exemplu, talanga asta mare era purtată de către vaca tartore, să spunem așa. Există în orice turmă de vite o vacă după care se iau toate. Și acelea îi se punea talanga la gât, se lăsau libere și erau găsite în funcție de sunetul talângii respective. Astea sunt fiare de călcat în care se puneau cărbuni încinși. Asta este botă, putinei cu mâtcă. Mâtca este lemnul care are, uneori era perforat și cu care se lovea laptele în mod repetat până se separa zărul de smântână și așa făceau untul. Aici este o rindea de la 1877. Rindea sau ghilău îi spuneau, din care lucrau patru bărbați, doi într-o parte, doi într-o parte, era făcută pentru acoperișuri, ca să poată face șindrila pentru acoperișuri. Și mergem la pâinea rituală, la naștere, la nuntă și la înmormântare, spuneam. La naștere există această instituție precreștină a moșitului, care se regăsește în prezent în toate zonele, mai ales din sudul țării. Moașa era în satul tradițional cea care ajuta la nașterea copilului, deci îndeplinea rolul de moașă pe care îl îndeplinește asistenta medicală numită moașă și în prezent, dar avea și niște funcții rituale. Avea un rol extrem de important în viața noului născut. Ea făcea această măsuță de ursitori a treia zi de la nașterea copilului. Ea era cea care îmbăia pentru prima dată copilul, îi făcea prima băiță. Se făcea această pâine, o pâinică, se înfășura pâinea și toate celelalte obiecte care se puneau pe masă cu brâul cu care fusese încinsă mama când era însărcinată. Astfel încât este tot o idee de protecție maternă și tot ceea ce reprezintă interiorul acestui brâu este despre viața noului născut, viața și destinul noului născut, pentru că se credea că ceea ce visa moașa după ce făcea această masă avea legătură cu viitorul noului născut. La naștere se folosește turta miresii. Turta miresii care are formă rotundă, formă de cerc, formă solară, care înseamnă ideea de maternitate, vine din perioada precreștină, ne duce cu gândul la cerc, la rotund, la pământul mamă și tot cu gândul tot la ideea de naștere. Adică fata care trecea de la statutul de fată necăsătorită la cel de femeie măritată, avea rupt deasupra capului, se rupea turta, adică urma să dea naștere la prunci. Totodată avea rol de, cum să spun, cei care mâncau și erau necăsătoriți și cei care se crede încă în treaba asta, cei care mănâncă din turta miresei și sunt necăsătoriți, urmează a se căsători cât mai curând. La înmormântare se făceau colaci care au diferite forme. Sunt forme în funcție de statutul social al fiecărui decedat, de sex. Oricum exista condiția ca cea care cocea pâinea și făcea colacii pentru înmormântare să fie iertată. Unul dintre elementele de patrimoniu cultural imaterial recunoscut în UNESCO este dansul călușului și avem un costum de călușar de la Osica din Dolj. Călușul fiind un dans ritual care se practica în anumite contexte și după anumite rigori. Deci nu era un dans la întâmplare și avea niște semnificații și vorbim despre o filozofie extrem de profundă. Sărind la o îndeletnicire care s-a practicat și nu știu dacă se mai practică, n-am cunoștință în afară de Vâlcea la Costești, sericicultura, crescutul viermilor de mătase, a fost o industrie dezvoltată în Oltenia și avem aici catrințe decorate cu gogoși de vierme de mătase și aceste marame, aceste cămăși, care erau brodate din borangic. Borangicul a fost una dintre materia primă care a primat în zonă, pentru că, într-adevăr, în perioada dintre cele două războaie mondiale, când în Europa a lovit o boală, nu știu, pebrina se numea, viermii de mătase,
culmea, România a fost ocolită de această boală și a devenit producătorul principal și a dezvoltat o industrie, astfel încât borangicul produs în perioada respectivă depășea la nivel de cotă financiară aurul. Deci era cotat pe piața financiară deasupra aurului. Acesta este un stâlp de poartă cu chip uman. Cel de acolo sunt din Gorj și se puneau ca niște soldați, cum v-am spus, care străjuiau la intrarea în gospodărie. O îndeletnicire care a avut mare căutare în Oltenia a fost olăritul, care era apanaj exclusiv masculin. Bărbații erau cei care prelucrau lutul la roata olarului. Rar participau femeile la decorarea vaselor. În prezent se mai lucrează la Oltoboga ceramică și la Horezu în Vâlcea. Există și în Mehedinți, de asemenea centre ceramice. Cele tradiționale aveau ca specific, spre exemplu, vasele de la Oboga erau setate pe ulcioarele rituale de nuntă. Pe ele găsim tot felul de simboluri care ne duc cu gândul la naștere de prunci, la fertilitate și fecunditate. Broasca, femeia, șarpele care e protectorul casei, pasărea cu pui, toate sunt simboluri de fertilitate. Pentru că familia era cu atât mai bogată cu cât avea mai mulți copii, ei ocupându-se cu lucrul câmpului. Cu cât aveau mai multă forță de muncă, cu atât puteau să prospere. Și atunci ăsta e simbol de bogăție. Ceramica de la Șișeș din Mehedinți era funcțională. Așa cum vedeți, e nezmălțuită, nu se smălțuiau vasele funcționale din care se mânca sau în care se gătea. În astfel de ceramică se și păstra mâncarea, se și gătea. Asta este, de exemplu, un putinei. Iar cea de la Horezu, este ceramica de Horezu, este un alt element intrat în patrimoniu imaterial al UNESCO. Este o ceramică decorativă. La Horezu există în prezent un sat, se numește Olari, unde majoritatea locuitorilor asta fac. Prelucrează lutul și cred că nu există casa României care să nu aibă măcar un astfel de element de ceramică oltenească. Cred că nu există. Nu cred că există. Nu, așa este. Așa nu cred că există. Da, e simbol. E devenită simbol. O îndeletnicire care a dispărut în prezent este cojocăritul. În Dolj a dispărut. Acestea sunt cojoace de la Dăbuleni. Ultimul meșter cojocar a fost cel care e acolo în imagine. Se numea Stan Preduș, îi se spunea pe porecla din sat alu Ghiroante. Cojoacele de Dăbuleni sunt renumite la nivelul țării, alături de cele de la Olt, de la Vădastra, fostul județ Romanați, au inovat motive decorative care ulterior au fost preluate și de către alții meșterii cojocari. De pildă, această rozetă și spirală este cea care a început și care i s-a dat tonul la Dăbuleni în Dolj. Și de aici s-au inspirat și costumele schilărești? Da, s-au creat costumele schilărești, sunt din Gorj. Da. Costumul schilăresc este lucrat pe dimie sau aba, este o altfel de lână prelucrată. Da, e diferită. Astea sunt decoruri făcute cu piele de vițel și lucrate pe piele de oaie, pe blană de oaie. Și acolo chiar avem o mașinerie de tăbăcit, să zicem, sau ce, nu? Este de lucrat decoruri, este de îngăurit. Ah, de îngăurit. Și o mașină de cusut tradițională a Zinghier, care era folosită și s-a folosit și de către croitorii timpului și de către cojocari. Cojocăritul, iarăși, este o meserie bărbătească. Erau foarte clar rolurile și împărțite și, mă rog, porneau de la anumite rosturile astea atrăgeau și obiceiurile, deci obiceiurile se contextualizează într-un cadru mai larg și al vieții, de fapt. Aici avem ulcioare de la Oboga din Olt, ulcioare cu care colăcarii sau conăcarii făceau chemarea la nuntă. Toată lumea care accepta să bea vin din ulcior era accepta să participe la nuntă. Iar costumele prezentate sunt din toată Oltenia. Avem și costume de la Argeș,
sunt costume de sărbătoare. La sărbătoare se îmbrăcau altfel, adică se îmbrăcau în costume bogat ornamentate, diferă materialul din care sunt făcute. Adică în dol și... Specific fiecare zone, nu? Da, pentru că la câmpie, fiind mai cald, era preferabil să poarte bumbac, ăsta este un țăran din Dolj, da? Purtau bumbacul ăsta cu pantalonul care se numea izmană la noi, izmene cu cămașă bărbătească, da? Și care avea vergi, era o pânză învărgată, spre deosebire de costumul schileresc de aici, care este din Gorj, acolo fiind mai frig, mai clima mai rece, se îmbrăcau mai gros, purtau pantalon, cioareci din dimie sau aba, de colururile cu găietane și bârnașe negre, adică aceste spirale, aceste briz-brizuri, să spunem, au fost inițiate de Dincă Schileriu. Când, da, în perioada interbelică. Ideea este că era în zona acolo, dar doar Dincă Schileriu l-a făcut mai cunoscut, probabil. S-a îmbrăcat în astfel de costum în ședințele parlamentare. Avea o funcție de demnitar în perioada respectivă. Și cum e, că avea decât 4 clase, deci e singurul om care a ajuns... Da, dar în perioada respectivă, într-adevăr, persoanele care știau să scrie se considerau cunoscătoare de carte, adică spre deosebire de cei care nu știau efectiv să scrie și să semnau cu degetul. Avem conacul schilerilor, care încă există. Da. Și e întreținut tot de familie, adică familia încă stă acolo. Sunt câteva din secvențe din ritualul de nuntă, așa cum turta miresei fiind rotundă simbolizează, este element preponderent feminin, adică exclusiv feminin, bradul este simbol al masculinității. Bradul la nuntă este simbolul ginerelui, era purtat de cumnatul de mână, înlocuitorul ginerelui în bunul mers al nunții. Deci cel care făcea nunta era cumnatul de mână, cel care o plătea era nașul. Dar de mersul nunții se ocupa cumnatul de mână, care era prietenul sau vărul primar al ginerelui. Și el se ducea cu bradul, care e simbolul bărbatului necăsătorit, veșnic verde, de bărbatul verde, da, tânăr, și mergea la mireasă acasă, plecau ocolind satul pe cea mai îndepărtată rută, la cea mai îndepărtată fântână, pentru a scoate apă. Și a deșcăratul apei miresei, se cheamă. Apa asta iarăși este cu valență rituală. Apare apa la nuntă, aici. La naștere este botezul, apa care spală și spălatul pe care îl face moașa. Ăștia sunt apa cu valoare rituală. Pâinea e turta miresei cu spălcăratul apei miresei și la înmormântare e spălatul mortului, ritual, da, se face spălatul mortului. Și pâinea... Deci astea două elemente sunt... permanente. Când moare cineva în societatea tradițională, un tânăr necăsătorit, din diferite motive, accident pe front și așa mai departe, se punea bradul la poartă. Există și un cânte, parcă, îl cântă Tudor Gheorghe, pune mamă brad la poartă, ceva, eu așa parcă știu. Deci este un ritual care s-a practicat și am înțeles că încă se practică încă în Oltenia treaba asta. Asta e zestre? Cum ar fi? Asta este o secvență care a dispărut din ritualul actual, pentru că nu-și mai găsește rostul, căratul zestrei miresei. Zestre era ceea ce ea lucra în casă de când era mică, de când era copil mic, 6-7 ani. Oricum, femeile se căsătoreau în jurul vârstei de 16 ani și băieții în jurul vârstei de 22, pentru că ei trebuiau să fie îndeajuns de potenți financiar să poată să întrețină o familie cu mulți copii. De aici și panul pe care îl poartă ginerele în piept la nuntă. Asta atesta bogăția. Întorcându-ne la un pic la costum, aici avem un vâlnic, vâlnicul cu beteală sau fir metalic, este specific zonei Mehedințiului. Nu-l găsim în altă parte, este exclusiv la Mehedinți. Asta e un vâlnic extrem de vechi și foarte valoros. În egală măsură că mașa este foarte veche, pânza aceasta de casă, pânză lucrată foarte des, pânză deasă, este și lucrată în altiță, pe mânecă, în creț și râuri. Este foarte veche această cămașă, sfârșit de secol XIX, sfârșit de secol XIX, ce să mai clar, dacă nu cumva chiar în mijlocul secolului XIX. Sunt trei cămașe excepționale, asta de aici, cea de acolo din colț, care deja este clasată la tezaur, cea din colț, și mai e încă una aici,
Astea trei sunt cămăși de tezaur. Ia uitați-vă ce lucrătură. Altița la cămășile vechi se dădea la o parte când spălau cămașa, se descosea. De regulă era brodată și cu cheițe, se făceau. De ce? Pentru că pe altiță era concentrată toată bogăția cămășii. Altița tot timpul are alt decor, dacă vă uitați. Are ori repetă, dar la alt nivel, mult mai des, ori repetă mult mai des, ori vine cu ceva nou. Altița era, dădea putere femeii. Cu ea își găseau bărbați. Se duceau la horă. Aici le mai vedeai la altele. Dar ce aici numai ea avea. Era ceea ce ele inventau și ascundeau una de altă și făceau ca să poată să atragă atenția la horă și să câștige... Exact, aici avem casa lui Dincă Schilieru, probabil și Dincă Schilieru e pe undeva pe aici. Ea există, deci e unde? În Peșteana, parcă se numește localitatea. Da, da. Și chiar pe aici trece drumul, deci spre Târgu Jiu. Chiar o să treceți pe lângă ea. Bine, ei mai aveau și alte conace, că între timpul de diviseră foarte bogați și chiar mai există câteva din conacele lor. Dar asta e cea casa veche bătrânească, adică conacul principal, cum ar veni. Da, și e bine că e superbă această fotografie. Că vorbeam de Cernătești, ăsta e costumul doamnei Cernătescu. Este donat de familia doamna Cernătescu Ioana, urmașa familiei boierilor Cernătești. Și asta o să se ducă acolo la nou muzeu? Asta este expunerea permanentă de aici. Nu cred că se duce la nou muzeu. Păi știți câte avem în patrimoniu? Portul popular este de peste 3000 de piese. Portul popular. Deci, e bine. Și sunt 40, în jur de 40 de mii, peste 40 de mii de piese care așteaptă să fie expuse. Deci de la anul veniți că în primăvară o să fie gata. Cred că în primăvară o să fie gata. O să fie drumul culelor. O să fie două cule muzeu, deja sunt restaurate, dar acum se mobilează, din câte știu. Și o să fie super. Da, în Dolci. Da, da, da. Cula de la Cernătești. Cernătești este o zonă tot așa care a preluat numele familiei de boieri Cernătescu. Și Brabova, la fel. Și acolo. Cula de la Brabova. Deci vor avea tot expunere etnografice. Bineînțeles, setate pe specificul zonei respective. Deci noi acolo o să expunem costume de Cernătești, o să reînviem o secvență din ritualul nunții și tot ce ține de ocupațiile specifice zonei respective. Deci, acolo practic, am mâncat ultima oară asma aia de, v-am spus, pâinea aia de... Oh. Asta e o ușă de culă de secol XVIII din Gorj, pe care se văd ca simboluri șarpele, care este protecție. Este șarpele ușa exterioară? Ușa exterioară, da. Se știe de la care din cule? Nu se știe de la care din cule. Erau foarte multe cule în zonă, erau construcții cu rol de apărare. Deci erau extrem de multe cule. Practic, fiind o zonă ocupată... 200 au fost la început și acum mai sunt decât 20, deci nici 10%. Fiind o zonă ocupată, permanent aflată în drumul... mă rog, diferitelor armate, să automat... Să văd exact de la care din cule, că e aveau aceste cule. Da. Și, deci, vedeți că sunt simboluri din perioada precreștină. Simboluri solare, apar și doi soldați arnăuți. Ăsta din mijloc e simbol creștin, copacul vieții sau pomul vieții. Acesta. Iar asta este vulturul bicefal. Vulturul cu privire a tot cuprinzătoare, da. Este o stemă care se regăsește în bisericile noastre. Toate. Da. Tot ce ține de țara românescă. Noi suntem în Valahia Mică, da? Zona de artefacte religioase, să le spunem așa, sunt icoane pictate pe lemn, făcute de către țărani, având ca inspirație picturile votive de pe pereții mănăstirilor de piatră sau chiar ai peșterilor de secol XV-XVI și care sunt realizate într-un stil naiv. Tot pictură naivă pe sticlă, în partea cealaltă pe sticlă, de data asta din Transilvania,
într-o colecție impresionantă și ei făceau aceleași lucruri? Da, aici este o colecție unică la nivelul țării. A fost pusă, adunată la oaltă, toate aceste icoane sunt din Nicula Laz și Lancrăm, din Transilvania, zone de iconari, zugravi, le spuneau. E pictură pe glajă, adică sticla era făcută în casă și o făceau ei. Dintr-un nisip ars în anume fel, la temperaturi și presat cu niște prese din marmură, dacă vă uitați din profil, se vede că este neregulată, prezintă neregularități, deci sticla se vede că nu e industrială. Sunt de secol 17-18 și istoria acestor icoane este deosebită. Ele au fost adunate și nu întâmplător, de o familie de medici, familia Gianu, Marieta și Ștefan Gianu, la îndrumarea unui renumit artist plastic al timpului. Și pe baza acestor icoane s-a scris o carte de căpătâi pentru cei care pictează icoane pe sticlă, este tradusă și în franceză. Această colecție a fost expusă pentru că, dată fiind importanța ei și condiția celor care au donat-o să fie expuse permanent, a fost singura colecție de icoane expusă pe vremea Ceaușescu. Deci niciun muzeu din țară n-a avut voie să expună, cu excepția Muzeului Olteniei, dată fiind importanța remarcabilă a pieselor. Astea sunt vechile biserici din lemn, erau foarte multe, dar din păcate de în fiecare an mai are decât una, din păcate, pentru că oricum erau foarte mici. Și... Acum depinde de biserică. Știi că e și mănăstirea dintr-un lemn. Ia uite ce avem aici. Și la pieți de la rezistență. Toate covoarele expuse sunt recunoscute la categoria juridică de tezaur, pentru că îndeplinesc toate criteriile, cel de vechime, cel de valoare istorică și documentară. Pentru a se lucra un astfel de covor erau necesare 2-3 femei să lucreze concomitent la un război vertical, se lucra o iarnă întreagă, deci preț de 3 luni, sau lucrau pe rând, dar perioada de finisare dura mai mult. Pentru că noi am fost o zonă aflată într-un drum comercial unde turcii s-au perindat, noi am luat denumirea pentru covoarele acestea mari cu câmp central și chenar de chilim. Noi le spunem chilim, dar cei din țară nu le spun chilimuri, le spun tot scoarțe. Iar termenul de scoarță vine de la faptul că toate bordeele înainte, în perioada de început preistorică către prezent, până când au descoperit metode de izolare a pereților, au folosit scoarțe de copac și puneau scoarțe de copac ca să aibă cald în perioada iernii. După ce au realizat că aceste covoare de lână țin de cal și îndeplinesc același rol, au înlocuit scoarța de copac cu astfel de scoarțe. De aia ele se țin pe pereți, asta a fost rostul lor și de aia poartă numele de scoarță. De aici vine numele de scoarță. Ca elemente decorative avem vegetale, animale zoomorfe, deci avimorfe, pasărea aceasta, stilizată. Că țăranul român a avut o capacitate nativă de a stiliza, adică asta ține de o școală de artiști plastici. Cine e absolvent de artă plastică învață să stilizeze. Nu, la țăranul român a existat nativ treaba asta și au fost redate practic până la esență toate decorurile. Toate decorurile, inclusiv pe covoare, unde se văd cel mai bine. Și s-a făcut o documentare de către cei de la Muzeul Pompidou din Paris legată de sursa de inspirație a lui Brâncuș și vis-a-vis de pasărea sa măiastră. Și se pare că pasărea măiastră este cea care cel mai bine se regăsește pe covoare și mai ales pe covoarele oltenești. Asta, da, care știți că are formatul acela aproape fusiform al păsării lui Brâncuș. Brâncuș a stilizat și mai mult creațiile sale, deci a mers până la stilizare aproape, da. Oricum, asta iar este foarte Deci covoarele oltenești sunt recunoscute la nivel mondial, covoarele oltenești, pentru că, da. Na, oricum, peste tot le vedem. Deci noi le spunem chilimuri la cele care au câmpul și cu chenare și scoarțe la cele în vergi, aici. Restul țării le spune scoarțe și au diferite alte denumiri.
copacul vieții, pomul vieții, ochiul lui Dumnezeu, foarte vechi, pristornice, apar tot felul de decoruri, figure antropomorfe, ăsta e pomul vieții. Pomul vieții cu pasărea în vârf, există o zonă unde pe cruce sus se pune o pasăre. Dacă nu mă înșel, undeva prin marginea Sibiului sau... Deci există o zonă. Practic, pasărea, uitați exact ceea ce vă spuneam, pomul vieții, da? Pasărea este purtătoarea sufletului, apare ca simbol al sufletului. Și de aici ideea de a se pune pasăre în vârful crucii. Figuri antropomorfe, adică oameni, una dintre cele mai vechi țesături e cea de aici, unde apare ochiul lui Dumnezeu. Da. Ochiul lui Dumnezeu. Și aici, și aici. Și în centru este pomul vieții, copacul vieții. Asta este foarte veche. Și aici avem și... Asta e un război orizontal. Am avut ieri un grup de copii cărora le-am spus că uitați o șezătoare și le vorbeam de șezătoare și m-au întrebat, asta e șezătoarea? Zic, nu e asta șezătoarea, șezătoarea este cadru. Și am încercat să le explic. Ce să le explic? Le-am zis, mă, este strămoșul Instagramului. Ca să înțelegeți exact, mai exact, bine. Exact. E Facebook, ce să vă spun? Șezătoarea era prilej de socializare unde se întâlneau și nu doar că învățau diferite meșteșuguri și deprindeau arta cusutului, a brodatului. Deci astea erau îndeletnicire, apanaje exclusiv feminin, dar la șezătoare veneau și băieți. Și era prilej de socializare, care cu hora întregeau posibilitatea de a se cunoaște și de a se putea căsători. Dar se făceau tot felul de jocuri, era o bucurie până la urmă. Era în perioada iernii mai mult, pentru că nu aveau de lucru atât de mult iarna. Și cam asta era. Avem marame din Porangic, acolo sunt căpătâie, căpătâie se numeau pernele care se umpleau cu paie. Și se puneau la capătul patului. Și fețele de pernă cu fulgi. Se umpleau fulgi de gâscă, de... Încă există, probabil, cine mai are casă la țară, sigur mai se mai găsesc altfel de... Da, din ce în ce mai rare, din păcate. Da. Batista rituală de ginere, care era dăruită de către mireasă ginerelui și care era purtată în ziua nunții. Asta este Borangic, aici este o bucată de Borangic de mătase și alea sunt gogoși. Avem în... patrimoniu, dar nu sunt expuse. Și un fel de scaune, instrumente, cum să le spun, dulapuri le spune, cum se scotea firul de borangic de pe gogoșile astea și cum se făcea, se trăgea peste o vârtelniță și cum se pregătea ca să fie țesut. Da, astea sunt vârtelnițe, da. Asta este pentru egrenat, pentru scos sâmburii, semințele din gogoșile de bumbac. Se puneau pe aici, se învârtea manivela și se scoteau semințele. Dărace, un dărac manual și încă unul... Gadgeturi, cum se numesc în timpurile astea, gadgeturi. Da. Mulțumim frumos pentru... Și noi pentru vă mulțumim. Turi. A fost super. Noi sperăm să găsim undeva, să putem cerceta, să vedem dacă se mai practică și unde se ricicultura. Că vă spuneam că e o doamnă, Cristina Niculescu, care face, ar mai fi și prin Argeș, și să încercăm să mergem pe firul borangicului. Și de ce nu? Pentru că, culmea, pe timpul lui Ceaușescu au existat acele instituții, arta populară, unde cunoscătoarele între ale țesutului, brodatului, nu, erau angajate și primeau și carte de muncă și ieșeau la pensie de acolo. Știți că majoritatea exista arta populară, în fiecare arta populară Tismana, arta populară Craiova. Și nu se mai face lucrul ăsta. Păi nu, că după Revoluție s-a terminat brusc cu toată treaba asta și toate inițiativele de tip familial au fost frânate. Am fost atrași probabil de mirajul libertății și al Occidentului și tot ce venea din afară. Exact ce e mai important. Așa. Și acum înțelegem că de fapt e totul cu rost și au rost toate treburile astea și e important. Borangicul și țesătura de borangic e de o eleganță și un rafinament pe care nu le găsești la tot pasul. Și eu cred că ar fi de mare interes și pentru casele de modă, pentru că și-au manifestat interesul și vis-a-vis de cămașa. Trebuie așa să căutăm exact acei oameni de patrimoniu, adică oameni care chiar sunt muzee vii. Dacă sunt oameni care au pe acasă și... Pentru că eu vă spun, noi am făcut practică, făceam pe timpul lui Ceaușescu practică agricolă la fermele acestea de crescut vierne, mătase.
Care acum nu mai e niciun, nu mai există, nu? Păi nu mai, nu cred că mai există. Din câte știu eu, nu. Deci asta cu sericicultura ar fi o idee interesantă.